consider că am făcut deja încălzirea pentru festivalul ăsta frumos, Cântecul Văilor, Dragoteș, 27 iulie. Să rămâinile, să trăiți, bun găsit, bun venit în ziua asta de vineri. Începe weekendul mai devreme aici la Dragotești. Începe cu cântec, joc și voie bună. V-am promis și astăzi pe matinalul la Radio Accent, haotic matinal, cum îi spunem noi, o să se... O să se întâmple frumos astăzi. Marian Stănoiu sunt eu și împreună cu colegii mei de la Accent TV, cei care vor filma și cei care vor transmite ulterior pe postul nostru de televiziune, împreună cu formația asta minunată, cu artiștii pe care îi veți vedea și cu sprijinul domnului primar Vili Pasăre, care îi mulțumim pentru invitație. Vă promitem, cum spuneam, o zi, o seară cu mult cânt, joc și voie bune. Sper doar să aveți grijă aici, că am văzut că sunt niște hopuri. Da, le depășim noi într-un mod sau altul. Sper că sunteți pregătiți de asemenea pentru a face în ciudă ploii astea de afară, vremii astea urâte, cu joc, cu voie bună, cu cânt. Habar nu știți ce vă așteaptă pentru această zi de vineri, de 27 iulie. Vă promitem multe nume sonore, celebre, le auziți pe Radio Accent, noi le difuzăm cu drag. Prima voce, primul cânt, noi îi spunem Betia lui Gica sau Gica lui Beti, că se cântă în familie uneori. Ne face foarte mare plăcere să o aducem în fața dumneavoastră. Cu siguranță știți, una dintre multele melodii semnate Elisabeta Vasile. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit, oameni buni! Bun găsit la această sărbătoare și ne bucurăm tare mult că suntem în mijlocul dumneavoastră. Îl salutăm și pe domnul primar și o rupă de aplauze pentru domnul Vili Pasăre, da? Avem aici Radio Accent, TV Accent cu noi, da? Sperăm să ne distrăm. Avem și orchestra minunată și următoarea piesă este o piesă de suflet, ca o zarnă este viața și o cântăm cu mult drag pentru dumneavoastră, că nu știm niciodată ce ne aduce clipa, da? Plătește-și-o. La un zar ne este viața, nimeni nu-i ghicește față.
Thank you.
că n-ai păcat, e păcat dacă ai uitat cum e să trăiești, mai cum e să iubești. E păcat să n-ai păcat, e păcat dacă ai uitat cum e să trăiești, mai cum e să iubești. Vis tineri, nu vis bătrâni, visătorii și un pic nebuni, inima nebună face viața bună. Nu vă faceți că trăiți, nu vă faceți că iubiți, trăiți cu folos și mințiți frumos, mai și mințim iaos. Dar să mințim frumos, așa, 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 bine, bine. Hai cu meseria și cum mai e bună aici, dar te bătește. Sunteți mai îndrăzneți, da?